Mașini vandalizate pe o stradă din Târgu Jiu, proprietarii au avut un șoc când și-au găsit mașinile pictate cu vopsea roșie. Incidentul a fost semnalat de un cetățean care trecea prin zonă. 6 proprietari au depus plângere la poliție. Proprietarii mașinilor vandalizate au rămas șocați când au văzut în ce hal arată autoturismele pe care cu o seară înainte le lăsaseră parcate pe trotuar. Totul s-a întâmplat în zona de nord a orașului, iar acum păgubiții așteaptă descoperirea făptașului. Până în prezent au fost înregistrate 6 plângeri, iar polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere în vederea identificării autorilor sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Până la acest moment, se presupune că o persoană nemulțumită de faptul că mașinile se parchează pe trotuar a transmis un mesaj mai dur proprietarilor. Polițiștii gorjeni au deschis acum 6 dosare penale pentru vandalizare.